Pentru că astăzi a venit toamna la Brașov, deși era fost frumos, vreau să ies să vă arăt niște scaune de camping și niște hamace, dar nu pot să fac asta pentru că în curte n-am destul loc să le întind hamacele pe amândouă și până la pădure, dacă mă duc, este noroi. O să vă spun astăzi câteva cuvinte despre Coleman Firepower, care este un arzător cu piezo. Unii dintre voi poate știți, am avut înainte de ăsta un arzător, l-am primit cadou de pe AliExpress, de 7-8 dolari, care a funcționat de fix 2 ori. Adică am făcut o dată cu el, am făcut a doua oară dimineață cu el cafea și a doua oară la prânz când am vrut să-l folosesc, n-a mai pornit. Pe de altă parte am auzit de la alții care le folosesc și merg foarte bine. Sfatul meu este dacă aveți un de la chinezesc, să aveți și un backup pentru că nu se știe niciodată. Asta este scumpuț, adică față de ăla de 8 dolari, ăsta este 190 de lei. Avantajul principal este desigur că na, vine de la o firmă cunoscută și al doilea avantaj este că are aprinzător piezo, adică nu mai ai nevoie de brichetă sau de chibrituri după tine. Ce mai e de spus este că sunt variante mai ieftine pe piață, pe la vreo 60-80 de lei, tot cu aprinzătoare piezo, dar cu aprinzătoare piezo proaste. Coleman Firepower este cu valvă, ceea ce înseamnă că aveți nevoie de, la fel, o butelie cu valvă. Butelia asta este vreo 25 de lei, butelia mai mare este 35, am impresia că este cu o treime mai mare. La fel și la butelii. Nu luați butelii no name pentru că gazul este prost, adică arde aiurea și încălzește foarte, foarte greu. Deci luați fie din astea, fie pinguin. Coleman este o firmă pornită la 1900, ca să vă faceți idee despre ce vorbim. Adică totuși au ceva istorie în spate și nu fac prostii. Așa arată. A pornit. Și așa se oprește. Dacă butelia este nouă, trebuie lăsat un picuț gazul să meargă pentru că nu pornește instant piezo. Unul din avantajele buteliei cu valvă este că în momentul în care ați terminat, puteți să desfaceți. Adică pe vremuri, dacă mai țineți minte, prin anii 90, nu existau decât opțiuni fără valvă, sau cel puțin eu nu văzusem decât opțiuni fără valvă. Și asta însemna că odată înșurubată butelia pe arzător nu mai putea fi scoasă decât atunci când se termina. Ceea ce însemna că trebuia să stai cu ăsta așa în rucsac. Acum nu mai e nevoie, desfaci, bagi în poșetuța asta cu care vine arzătorul și ai un pachet mult mai mic. Și desigur poți să, adică dacă nu folosești toată butelia la o excursie, ai desfăcut-o și poți să o stochezi undeva, așa stând tot timpul prins pe ăsta, am impresia că la un moment dat în timp se și pierdea gaz, adică cel puțin, nu știu, vreo jumătate de an se golea butelia. Așa țin minte că era pe vremuri cu cele care rămâneau înșurubate. Cam asta este tot. Firepower Piezo.